Salut, prieteni, sunt Angel și astăzi vom vorbi despre documentarul Game Changer. Am primit o grămadă de întrebări legate despre acest documentar. Ce cred? Pentru că a apărut Arnold Schwarzenegger în el și nu mai au apărut mai mulți sportivi care spun că au trecut către o dietă bazată în special pe plante. Deci vorbim despre o dietă vegetariană sau vegană. Mai mult, documentarul a mers în zona de vegan, deci excluzând complet produsele de origine animală. Și practic tot documentarul susține ideea de a fi vegan. Și astăzi vom vedea dacă ce s-a spus în documentar este adevărat sau nu. În primul și în primul rând trebuie să știți că eu nu mai am încredere în foarte multe studii. A apărut o statistică acum ceva vreme pe care am prezentat-o și la seminar și anume în jur de 6.000 de lucrări apar zilnic în toate jurnalele de medicină. Din acele 6.000 de lucrări, în jur de 60%, deci 60% din acele lucrări sunt retrase. De ce? Pentru că au fost greșite sau concluziile de la final au fost greșite sau nu s-au folosit de toate informațiile sau metodele folosite în acel studiu au fost eronate. Și atunci când vezi că 60% din informațiile pe care se bazează practic toate articolele sau toate articolele sau documentarele sunt greșite, devii un pic mai sceptic. Bun, documentarul se axează în jurul unui tip care mai întâi a fost luptător de MMA, după care este instructor de tehnici de autoapărare pentru militari și nu numai. Practic, acest domn s-a accidentat la genunchi și caută cea mai bună alimentație pentru recuperare. Și în acest fel vedem parcursul lui, persoanele cu care se întâlnește și așa mai departe. Acum, înainte să intrăm practic în acest video, vă voi spune că acest documentar are și puncte bune și puncte care scârție. Așa că voi încerca să fiu cât mai obiectiv posibil. În primul rând avem ideea cu gladiatorii. Ei au spus că au descoperit că gladiatorii erau în mare parte vegani. Cum au descoperit acest lucru? Analizând niște oase de la un sit arheologic. Au zis că dacă concentrația din oase este de un anumit fel, atunci putem determina faptul că acele persoane au consumat mai multe produse de origine animală sau mai multe produse de origine vegetală. Bun. După care, am zis că interesant. Haideți să vedem studiul pe care s-au bazat. Am căutat studiul respectiv, l-am găsit și am găsit 3-4 puncte interesante pe care vreau să vi le citesc în studiu și apoi trageți voi concluzii. Deci, chiar în primul paragraf de introducere spune așa, aceste descoperiri rămân neclare. Da? Deci nu putem trage o concluzie clară în urma acestui studiu. Deci cu asta începem. După care, calculele pe care le-au folosit pentru a stabili rația între plante și carne au fost după asta corectate. Adică aici a scârțit un pic treaba și a fost nevoie de corectări după asta. De asemenea, oasele îngropate în sol își schimbă textura în timp. Deci nu putem spune 100% că au avut aceeași textură în momentul în care persoanele au murit. Și aici vorbim despre compoziția lor chimică, da? Nu la cât de tari sunt și chestii genul ăsta. Și de asemenea, lucru pe care au uitat să-l precizeze în documentar este că au găsit rezultate mixte. Adică au găsit persoane care rezultau că au consumat mai multe legume și au găsit persoane care rezultau că au consumat mai multe produse de origine animală. Deci nu a fost un rezultat 100%. Lucrul ăsta l-au omis în documentar și au tras concluzia că toți gladiatorii erau vegani. Bun, apoi avem un punct cu care am fost de acord, adică că proteinele de origine animală vin și cu anumite substanțe care pot fi inflamatoare, cu anumite chimicale, dacă petrec prea mult timp în stomac pot ajunge toxice, chestii de genul ăsta. Deci carnea, cum ar veni, vine cu un bagaj care nu este tocmai sănătos. Lucru care sunt de acord în momentul în care îl comparăm cu o legumă, de exemplu, care poate veni cu antioxidanți, cu diversi micronutrienți, da, vitamine, minerale și așa mai departe și acestea având proprietăți antiinflamatoare, ajutând corpul să funcționeze mai bine. Lucru cu care sunt total de acord. Totuși, este destul de greu de determinat de la individ la individ pentru că este foarte important, foarte important ce produs mănânci propriu zis. Adică, într-un caz extrem, da, aici vorbim despre un exemplu care este oarecum dus la extrem, poți mânca un produs, s-a și întâmplat chestia asta, o tipă a murit de cancer la chestia asta, dar revenim. Deci, poți mânca legume care sunt
exagerate, în care au un conținut mare de pesticide, da, care nu au fost crescute practic cum trebuie și pot fi mult mai dăunătoare decât orice altceva. La fel cum poți mânca carne care, de exemplu, niște pui care au avut injectați o grămadă de antibiotice pentru a supraviețui lângă alți 1 milion de pui într-o fabrică mică, o chestie de genul ăsta. Deci avem și varianta aia și varianta aia. Și în cazul cu pesticidele, dacă ai fi consumat, să zicem, un ou de țară, ai fi și mai bine. În cazul celălalt, dacă crești un castravete în curte și ai grijă de el și așa mai departe, sau o iei de la un producător grijuliu, va fi mult mai bun decât orice altceva ce vei lua de origine animală. Deci de asta spun că depinde de la produs la produs. Dar, ca și idee general, automat legumele vor fi mult mai sănătoase decât orice altceva de pe planeta asta. Este un lucru care este dovedit, nu mai trebuie să ne contrazicem pe chestia asta. Apoi arată niște sportivi care au trecut la o alimentație vegană și spun că, domnule, m-am simțit mult mai bine, performanțele mele au crescut. Ca și o paranteză, trebuie să vedeți că este un sportiv care era alergător la maratoane. Și omul a făcut o provocare, trebuia să ajungă prin nu știu câte state de prin SUA, care dura 40 și ceva de zile și practic alerga 2 maratoane în fiecare zi pe teren accidentat timp de 44 de zile. Deci, frate, indiferent ce alimentație ai, este extraordinar. Deci omul, îți spun eu, când nu era camera pornită, se ducea și mânca o friptură cu carne de Superman. Păi altfel nu ai cum să termini genul ăsta de provocare. Bun, și apoi arată diversi sportivi. Era o tipă care era alergătoare de sprint, dacă nu mă înșel, era un strongman, în fine, și toți spun că, domnule, mi-au crescut performanțele după ce am trecut la o dietă vegană. Și sincer, cred acest lucru, dar asta nu înseamnă că este valabil pentru toată lumea. Și este pentru fiecare persoană care spune că se simte mai bine consumând brocoli, de exemplu, putem găsi același număr de persoane care spun că mă simt mai bine în momentul în care consum carne. Dar haideți să vorbim despre strongman. Tipul respectiv spunea că, domnule, mi-au crescut performanțele atunci când am renunțat la carne. Top 3 strongmen din lume, da, ar fi, să zicem, Eddie Hall, care este în Anglia, este Brian Shaw, este The Mountain, care a și jucat în Game of Thrones. Aceștia sunt cei mai puternici oameni din lume, care au record după record. Toți 3 sunt consumatori de carne. Ce putea merge în ambele direcții, să spui, domnule, uite, pentru ei, dacă mănâncă 1 kilogram de piept de pui în fiecare zi, funcționează mult mai bine decât la tine, pentru că sunt mai puternici. Deci am putea trage și linia asta, să spunem. Dar eu cred că pur și simplu depinde de la persoană la persoană. Există un procentaj de persoane care funcționează mult mai bine fără produse de origine animală, la modul că, într-adevăr, se simt mai bine, se simt mai energic și performanțele cresc. Dacă descoperi că ești în acea arie de persoane și încerci acest tip de alimentație și vezi că funcționează, atunci ar fi bine să te ții de ea. Exact cum este dieta ketogenică și unii poate să o țină un an, doi, fără niciun fel de problemă și se simt extraordinari și alții, dacă nu mănâncă o felie de pâine într-o zi, leșină la rând la Lidl. Deci depinde de la persoană la persoană. Chiar dacă în teorie lucrurile ar trebui să funcționeze la fel pentru toată lumea, nu se întâmplă. Pur și simplu pentru că organismul uman este mult mai complex decât avem noi deocamdată cunoștințe, chiar dacă ne place sau nu, pentru că noi tindem să ne legăm de o informație, să credem că dacă am făcut eu flexii la biceps din poziția asta și am avut rezultate extraordinare, toată lumea va avea aceleași rezultate și va crește același număr de centimetri exact cu aceleași repetări pe care le-am făcut eu, lucru care nu este adevărat, bineînțeles. Și producătorii documentarului s-au folosit de aceste declarații practic pentru a influența oarecum percepția, pentru că în special s-au folosit de McGregor, da? Când a pierdut în lupta cu Khabib, dacă nu mă înșel, și a spus McGregor că ce l-a tras înapoi a fost faptul că a început să mănânce 2 fripturi de vită pe zi, pentru că până atunci mânca una, se simțea mai bine, a început să mănânce 2 și de asta a pierdut meciul. Este exact aceeași chestie, nu este o dovadă științifică faptul că din cauza asta McGregor a pierdut. Adică în momentul în care vorbim despre o competiție, sunt o grămadă de factori în joc. Da? Cum s-a antrenat, cum s-a odihnit, până și starea de spirit. Da? Dacă eu nu știu, a murit pisica odată cu bunica și l-a întristat, poate din cauza asta. Adică sunt mulți factori care pot determina rezultatul unui astfel de concurs sau unui astfel de eveniment. Și putem găsi exact opusul tot în lumea sportului. Da, putem găsi cu siguranță un luptător care spune că în perioada de pregătire pentru acel meci a mâncat de 2 ori mai multă carne sau 20 de ouă și din cauza asta am câștigat. Asta este doar o speculație și nu este
o dovadă științifică. Apoi partea în care avem suficiente informații și lucrurile stau solid, să spun așa, ar fi în partea de boli cardiovasculare. Acolo, într-adevăr, documentarul are o foarte mare dreptate. S-a dovedit în nenumărate rânduri, să spun așa, faptul că o alimentație bazată pe legume și fructe în principal ajută la prevenirea și la chiar vindecarea bolilor cardiovasculare. Și acest lucru s-a și dovedit, era acolo o poveste cu tatălui care a făcut un infart, după care s-a trecut pe o dietă bazată pe fructe și legume și oarecum era într-un trend crescător, dacă și stare. Apoi avem un experiment pe la final în care prezentatorul practic se duce la un grup de pompieri și le spune, uite, haideți să facem o provocare, vom ține o dietă vegană, noi v-am cumpărat toate ingredientele de care aveți nevoie, da, toate produsele și tot ce trebuie să faceți este să participați la această provocare în care veți ține o dietă vegană timp de 7 zile și vă vom lua analize de sânge înainte și după și să vedem ce se întâmplă. Și rezultatele într-adevăr au fost impresionante, adică foarte mulți dintre ei au avut scăderi chiar mari la nivelul de colesterol, lucru care este bun, având în vedere că este o problemă foarte mare în zilele noastre, da? Colesterolul fiind ridicat, tensiunea fiind ridicată și trigliceridele din sânge din nou fiind ridicate. Acestea au scăzut cu toate că timpul a fost foarte scurt. După care au mai comparat grăsimea animală cu grăsimea vegetală, spunând că uite, dacă mănânci carne sau grăsime din pui sau grăsime din vită, va fi mult mai dăunătoare pentru corp decât grăsimea din avocado, de exemplu. Și, în opinia mea, asta nu dovedește că o alimentație vegană este mai bună, pur și simplu dovedește că avocado este foarte sănătos, pentru că vegane, de exemplu, pot fi și chipsurile, că sunt cartofi prăjiți în ulei cu sare. Și dacă vei mânca chipsuri pentru că ești vegan, asta nu înseamnă că vei fi mai sănătos decât cineva care este omnivor și mănâncă foarte mult avocado, foarte multe nuci, dar mai mănâncă și carne din când în când. Deci cumva este foarte important ce produse alegi și nu neapărat în ce categorie se află acele produse. Unde mi se pare că au dat-o oarecum nasol ar fi fost pe la finalul documentarului în care arătau că, uite, poți să mănânci pizza, poți să mănânci chiftele, poți să mănânci șnițele, doar că sunt variante care nu conțin carne și sunt vegane. Și poți să mănânci și aceste lucruri și tot te afli într-o dietă vegană. Lucru care nu mi se pare ok pentru că erau alimente care pe noi le-am considerat junk food sau, mă rog, fast food-uri sau chestii nesănătoase și foarte procesate și oarecum sugerau faptul că dacă vei consuma aceste produse care sunt tot vegane, vei avea aceleași beneficii sau vei beneficia de avantajele pe care le are o dietă vegană care se axează pe fructe și legume. Lucru care nu este adevărat. Adică beneficiile despre care se tot discută și spune că scade colesterolul, scade tensiunea, scade aia, crește speranța de viață, da? Toate aceste lucruri pozitive care ți se întâmplă în momentul în care consumi fructe și legume și alimente neprocesate. Apoi, dacă vei consuma chimicale, lucruri procesate, zahăr adăugat, da, chestii de genul ăsta, toate acele efecte vor dispărea și vei da în partea dăunătoare, indiferent de ce categorie de alimente este vorba. Da? Deci indiferent că vorbim despre alimente de origine vegetală, de origine animală, de origine nu știu de care chinezească și așa mai departe. Da? Deci important este ce conține acel aliment și nu din ce categorie face parte. După care mai avem punctul în care se vorbește despre poluare, lucru cu care sunt perfect de acord. Cred că avem o mare problemă la nivel global cu poluarea și cred că această problemă poate fi reversibilă și cred că am putea rezolva această problemă dacă fiecare în părticica lui ar avea grijă de, cum se spune, amprenta lui de carbon. Da? Adică dacă ai reușit să-ți iei o mașină electrică și ți-o permiți, ar fi foarte bine să-ți iei. Dacă ai reușit să îți pui panouri pe casă, dacă stai la casă și casa ta să fie cu energie verde, cum se spune, iarăși ar fi extraordinar. Dacă ai mai reduce puțin consumul de carne, pentru că ce mi s-a părut mie oarecum în acest documentar este faptul că radicalizează, adică este bine să nu consum carne deloc. În opinia mea este bine să reducem consumul de carne și să ne axăm cât mai mult pe zona asta bio, adică decât să mănânci 20 de ouă de la supermarket, mai degrabă mănânci 6 ouă de țară. Și este clar că, adică punctul cu poluarea
este logic, adică nu ai de ce să dezbați această problemă. Este foarte clar că în momentul în care trebuie să crești un animal, ai nevoie de teren pentru a planta mâncare pentru acel animal, acea mâncare trebuie să vină constant pe parcursul a nu știu câte luni în care crește un porc sau o vacă, de exemplu, pentru că, să zicem, puiul crește mai repede, dar porcul și cu vaca cresc mai greu și în acele luni în care el se dezvoltă, trebuie să-i asiguri mâncare și apă. La fel, apă se consumă și pe acele plantații pentru a hrăni animalul și, într-un final, se consumă foarte multe resurse și energie pentru a crește un animal. Lucru cu care sunt de acord și de asta cred că ar trebui redus consumul de carne, pentru că oricum se aruncă foarte multă carne. Foarte multă lume aruncă foarte multe alimente și cred că și aici ar putea să mai fie îmbunătățiri. Bun, deci haideți să vedem concluziile de final. 1. Cred că ar trebui să reducem consumul de carne. Nu ar trebui să, adică nu sunt de acord 100% cu dieta vegană, dar cred că ar fi foarte bine să mai reducem puțin consumul de carne. Cred că ar fi bine oarecum să mai echilibrăm un pic sursa de proteine, să avem și din proteină vegetală și din proteină de origine animală. 2. O dietă axată în special pe legume și fructe este foarte bună pentru că te forțează să mănânci mai multe legume decât celelalte stiluri alimentare. De exemplu, în momentul în care mănânci ketogenic, de multe ori preferi să mănânci carne cu ouă, cu brânză și uiți de acele legume. La fel și când mănânci normal. Am observat chestia asta și la mine. Ușor, ușor preferam să mai adaug niște brânză sau niște pește afumat sau nu știu ce, în loc să mai adaug legume, pentru că oarecum locul în stomac este limitat. Și cred că cea mai bună dietă actuală pentru un sportiv și pentru o persoană pe care să o poată susține pe termen lung și să te simți și bine ar fi o dietă predominant vegană, dar și cu alimente în cantitate redusă, dar alimente de origine vegetală, cât mai mult în zona bio, în cantitate mai redusă. Adică să mai mănânci și carne, să mai mănânci și lactate, câte un chefir, câte un iaurt grecesc, să mai mănânci și ouă, dar poate în cantități mai mici, să încerci să-ți mai iei și o parte din proteine din surse precum linte, fasole, chestii genul ăsta. Concluzia numărul 3. Cred că ar trebui ca fiecare să experimenteze. Nu-ți trebuie foarte mult, nu este un proces chinuitor. Poți să încerci 2-3 săptămâni să vezi cum te simți. Poate faci parte din acel procentaj care se simte extraordinar în momentul în care renunță la produsele de origine animală și totul este flower power și dimineața pleci cu o erecție tare să alergi un maraton. Și o ultimă concluzie. Trebuie tot timpul când vedeți un astfel de documentar care a costat o grămadă pentru a fi făcut, trebuie să vă gândiți că există un interes în spatele lui. Adică nimeni nu face un documentar de genul ăsta în care se investească milioane de euro doar pentru a spune, băi, eu chiar vreau să promovez broccoli sau castraveți, chiar țin la chestia asta. Nu, majoritatea undeva este un interes și din cauza acelui interes adevărul va fi puțin modificat. Da? Nu spun că va fi totul fals, dar adevărul va fi modificat. Așa că o paranteză de final, producătorul acestui documentar este James Cameron, care a făcut parte sau care face parte dintr-o investiție de 140 de milioane de dolari într-o firmă care produce proteină din mazăre. Acum, după cum am spus, asta nu înseamnă că informațiile au fost false, dar cred că au fost alese anumite informații pentru a schimba un pic percepția. Eu sunt de părere că cel mai bine ar fi să se prezinte adevărul cât mai obiectiv și fiecare să aibă libertatea de a-și alege în ce direcție vrea să meargă. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați. Orice fel de nelămurire, angelfitness cu 3DS@gmail.com și, bineînțeles, ne vedem data viitoare. Pa!